acesta este mecanismul unui ceas de șemineu. Mecanism și ceasul foarte frumos este la maurită. Urmează să fie adunate piesele, uns ceasul și regulajele făcute. Ceasul a fost montat sus și reglat la boloboc. O să vă arăt și bolobocul, l-am pus în față aici. Deci, așa funcționează. Distanța e foarte mică, e în față pus. Acolo va trebui să-l și puneți în față lui, bolobocul. O să filmăm în continuare. Filmăm acum ceasul de șemineu. E un ceas franțuzesc, cadran de porțelan fără defecte, cu coloane. Toate sunt aurite. Sigur că cu trecerea timpului aurul s-a mai stompat. Aici se vede foarte clar că trebuie să fie la boloboc. Ne uităm pendula. Ceasurile nu funcționează decât dacă sunt puse în poziția în care sunt setate. L-am setat la să funcționeze la boloboc, el numai așa funcționează și se tatonează. Dacă masa, suprafața nu e chiar la verticală, se pun tot felul de hârtiuțe sub într-o parte sau în alta până prindem poziția ca să funcționeze ceasul. Ceasul este, așa zis, mut, deci fără bătaie. Se trage la o săptămână. O să arătăm și din lateral, din spate. Funcționarea precisă se reface din acest șurubel, deci dacă se slăbește, se poate pendulul urca sau coborâ. Dacă pendulul se urcă, va grăbi. Dacă se lasă în jos, va rămâne în urmă. Și după ce am prins poziția, care eu deja l-am setat, am prins poziția, se poate face acordul fin de aici. Deci acest șurubel, dacă e cu pătrat, dacă se rotește spre dreapta, ceasul va grăbi și invers. Se acționează asupra acestui cursor. Uitați această lamelă, acea lamelă dublă, e prinsă, e fixată la jumătate și un cursor coboară sau urcă pe acea lamelă. Practic scurtează lamela sau o lungește. Scurtând lamela va grăbi, lungind lamela, partea de acționare a lamelei, lungind va rămâne în urmă. E un ceas foarte aspectuos și care funcționează foarte bine și este revizuit la sine.